ajutorul Dumnezeu că statul austriac a trecut cu erorile lui, dar până nu știți, până nu aia, își face treaba. Da. Da, doamnă, vă urăm sănătate, sănătate la soții noastre. Eu vă urez o seară plăcută și ne pare bine că ne pare bine că ne sunați de peste tot și că vorbiți cu noi. E și sperăm să ne mai țineți la curent cum se simte. Asta e când se simte, se simte. Sigur că da. Dar nu vă spun, dumneavoastră unde urmăriți postul canal de televizor? Pe net? Pe net, pe net. Eu am RCSD, deci am receiver, dar nu prind. Da, da, da. O să cred că o să ne urcăm și la satelit și o să ne puteți prinde pe televizor. Vă mulțumim, mulțumim mult de tot și sănătate. La revedere și o seară plăcută. Mersi, mulțumim de tot. Trebuie să fac publicitate. Bine, bună seara. Găsit. Alo. Sună cineva. În seara asta e seara cu Serghei și Marian. Da, auzi, Marian, pe pauză ne spunea că trebuie să schimbăm copacul. Să-l facem verde. Să-l facem verde că-i și luminile și... Luminile sunt bune, dar verde. Apropo, Serghei, cineva te întreabă dacă te mai duci la sală. Da, mă duc la sală, la tot acum unde mă duc, că n-avem voie să facem reclamă. Așa? Și mă duc. Și tragi de fiare. Trag de fiare să-l bace din pădure. Și am brațele mai mari decât Gică, ca să mă rogască. Toată pe Gică ascuns. Mie mi se pare că Maria a Gică ne-a arătat azi cel pachetul de 6. Nu mai dezbrăcat a stat în restaurant, mai m-a dezbrăcat și asta. Și a fugit toată lumea. Mă dezbrac mai târziu. Nu dezbrăcat, Gică, că mai am nevoie de telespectatori. Lasă-ne așa cum. Plus că vreți să faceți rating, să mă dezbrac? Și te uci în copac. Și faci ca Tarzan. Și sar în cârca lui Marian. O să fii vânătorul cel viteaz. Dom'le, deci nu vă speriați, nu ne-a plecat interpretul, a fost chemat. Da, a fost chemat la regie. Poate niște vocalize. Ori dă cum fier întâmplă, ori nu-i merge muzica care a dus-o. A fugit cu microfon cu tot? A fugit cu totul, și cu bretele și cu haine și cu tot. Auzi? Dar toți în zi... Gică, ia uite-te, mai ai pormoneu? Dar toți interpreții care vin la mine în emisiune, o urmă la fugă brusc la un moment dat. După Freddy al doilea. Uite astea că a apărut. Ce a fost Uriane? De ce te-a chemat? Ce? I-a ce dat, i-a dat la palmă. Că nu funcționează CD-ul la care i-am dat. Și băi, nu i-am dat altă. Am înțeles. Trebuie să cânt live, nu? Ca așa s-a spus, să cânt live. Sigur că da. Și acum asta live-ul funcționează. Live-ul funcționează. Da, funcționează. Păi frate, mă lua nervii, mă mâncă capul. Ce, și la primul cum a mers? Dar ce e negativ, ce ai adus? Da. Păi ce știu? Vreau Marian să cânt o piesă românească, înțelegi? Dar acum o să cânt ce am la îndemână. Dar o să fie live, să nu mă înjure lumea, să zică, uite mă, ăsta nu poate să cânte live. Și acum nu mai cânt piesă română. Despre lanț. Așa. Băiatul ăsta obsesiv. Era rămas, da. Și cum vă povesteam, da, lanț. Iuliane, dar nu vrei să-l inviți la doi mici după emisiune și vorbiți de lanț? Iuliane, din lanț dacă de pe faci un disc. Iei ceasul, ți-ai făcut un album. Nu e cea turnată la că pentru mică și-a trădat și familia acela. A trecut la Atkins, da. Pentru mici. E dat ce mai bună. În loc de 4-5 mici. Dacă se dau un mic în plus, dar aia a trecut așa la turnat. Pentru mic. Vai de mine. Ce să faci dacă... Eu cred că el a inventat asta cu Atkins. Trebuia să-l mănânci. Apropo că... Atkins-ul e mănânci mai... Numai proteine. Numai proteine, da. Carne. La New York făceau ăia niște mici nene cam atât de mari. Leau 5 mici de ăștia în cai de nu mai știai cum te da, cheamă. Bun? Măi, erau buni, să știi că erau niște machedoni care făceau niște mici senzaționali. Și iar țin minte că la o zi a României, când m-am prezentat acolo pe Broadway, unde am avut o prezentare de mici. Și am mâncat singur pe toți. Nu, mamă! Deci am avut chiar invitați din România de marcă. De 10 mai se făcea în New York ziua României. Se serba, se închiria o porțiune de pe Broadway și jos în... pe la Wall Street, pe acolo, și se puneau tarabe românești cu mâncare, cu ziare, cu ce aduceau ăștia. Și noi, eu aveam restaurantul acasă pe vremurile acolo,
Și am vândut într-o zi 5.500 de mici. Auzi, mă? Da, da, bună seara, stimați telespectatori. Dar tu ai văzut că toate poveștile lui din America sunt mici? Am rămas șocat de acolo. Să nu fie și micul. Ăsta a stat în America numai de mici vorbește. Problema a fost că am avut 6.000 de mici. 500 trebuie să-i mănânc singur. Eu n-am avut poveste în care să nu apară mici. Cum să mă faci 5.000 de mici? Băi, vreau să spun. Dacă te pui să faci acum fictiv 5.000 de mici, stai o săptămână aici. Nu mai ia rulează tu cu mânuțele tale. Nu, aveam un procesor mare, da. Și trăgeau, da, Microsoft. Trăgeau, da, ăștia Microsoft, da. 150 de mici în carici. Bă, așa am furat-o și eu. Asta mi-aduce aminte cu festivități. Să fericim de Caterinca. Prin 70 și ceva eram la Roma, la Academia din Roma, că nu știu dacă toți... Deci eu am fost și artist, nu cu, nu cu minte toată lumea și toate astea. Și eram eu cu Dragoș Rusu, un grafician. Și mamă, când am deschis acolo, era sala full, știi cum erau? Da, mamă, da. Și italienii la fel ca noi de mincinoși, toți profesore, doctore. Mamă, și mișunau pe acolo, zic, mamă, să vezi ce vindem acum în dracii, mă, nene. Da. Dar te puțin să te min. Și era cu bufet. Bă, mâncați așa, că dădea ambasada română, că era ziua României. Da, da. Ăia la toți la mâncare, bă, și românii. Au mâncat. Când s-a terminat bufetul, eu cu ăla rămas singur, ca mai mulțe. Un tablou, nu s-a uitat de la un tablou, bă, mâncați așa. Au mâncat și au plecat și noi ca fraierii. Mamă, cât vinde, cât români sunt acolo. Păi de obicei, la ambasadele din România, de ziua națională, asta se întâmpla. Să zicea lumea să mănânce. Vreau să spun că aveau mâncare. Și înainte de revoluție, serveau cu visaj gică, te depășește. Păi da, dar nu era, n-ai zis că era de ziua României. Nu, nu făceam de ziua României, era la Academia Română din Roma. Am înțeles. În Villa Borghese, luată de Napoleon, a fost casa Napoleon, luată de Iorga și dată statului. Auzi, dar ca să vedem dacă știe să facă mici, nu putem să aducem un grătar în direct, da, aici să facă nu, niște mici în direct, într-o emisiune? Ce să fac? Știu să și fac. Păi să vedem, că tu zice că face 5.000. Să știi că sunt specialist la mâncat de mici. Nu, mă, să ne faci, lasă cu mânca, tu, ca să știm. Bănică, toată lumea... Că se vede pe tine. La... Sunt o reclamă mie. La bănică, la ziua, toată lumea cânta la mulți ani așa. Dispare Marian de la masă, că nu poți să-l ieri niciodată. Mamă, să vezi ce o pupă ăsta, ce vezi. Da. Și el, el fura mici de la bufet. Îi dă un cadou toată acum. Toată lumea era pe Horațiu, că filma ăla. Tot să se vadă în prim păi plan, atunci, în cadru. Păi atunci, când s-a dus, și el a prins și al nostru fura mici. Și costițe. Și costițe. Foarte buni mici acolo și mâncare la mici, understand. Mimititei. Ia zi, Iuliane, ca să, apropo de mici, ce ne cânti? M-aș mânca un mic acum de râs. Așa se numește melodia, aș mânca un mic? Ai pregătit cu regia vreo emisiune? Da, sau o să vreau să vă cânt în seara asta așa la valoare, adică da. Din tot sufletul. Știi că eu am iubit-o rău pe de tot pe Whitney Houston. Așa. Am împrumutat de la ea. Și a știut stilul. Și de ce v-ați despărțit? De ce v-ați despărțit? Nu, a murit Whitney Houston. A fel, așa cum a fost. Da. Dacă pe 11 februarie Whitney Houston. Normal, dacă a murit numai. Avea lănțișor. Avea lănțișor Whitney. Așa. O să vă cânt o melodie de-a ei. Lentă, aia cântă lentă. Așa lejeră, da, lentă, ușor, să ne stăpânim. Să nu mai mă apuce bolicica aia mare. Vreau lans, vreau ceas. Le maladie. Le maladie, da. Stai puțin să avem harfele astea. Regie e pregătită. Negativul, regie. Negativ, după care să stingeți lumina. Să ne facem și noi treaba de la Solbies. Well, it's far as I can see, you will always be the one from me. Oh, yes, you will. I believe in dreams again. I believe in love and never end. The life is there is true. With you I was lost, but now I'm free.
'cause I believe in you, in you, in me. I will never break your heart. I could never know it's right. All the evergreens with you, with you. But I was lost, but now I'm free. 'Cause I believe in you. You know I love you. You know I love you. I could never break your heart. I could never know. Found a dream with you. I was lost, but now I'm free. 'Cause I believe in you, in me. Maybe I'm a fool to feel the way that I do. To be forever, just to be with you forever. I believe in you, and I believe only you, baby. In all that you sit down with you, I do believe in you. I believe in you, in you, in you, in you, in you, and me. I love you 'cause I believe in you. I believe in you. Yes, really, I believe in you. And the moon. Gică, ce spuneam despre Lanț? Da, Gică, un spectator a fost foarte impresionat de fizicul tău și te roagă să-ți lași hainele pe tine. Bă, da, dracu, cine vorbește de corp uman? Păi tu nu vezi că e baza până aici? De fizic? Se cheia aici o întrebare. Stai dacă... să mă enervezi să ne dezbrăcăm amândoi? Da, doamne, dezbracă-te că... tu singur întâi. Că ne putem da cu părerea, adică ne putem da cu părerea cât știm. Ne întreabă cineva ce părere avem de șucărul între... Reghe și Cornel Dinu. Și astea. Bă, deci mie, în primul rând, eu nu prea sunt de acord cu șucările între oameni de fotbal, între de aceeași chestie, dar nici să legat de asta, că na, asta, dar nici să-l faci pe Boanchi și care e unul din cei mai mari proză scribă sau prozator ăștia, al României, să zici că s-a băut și că... Cronica sportiv, în primul rând. Dar nu cronica sportiv, a luat scriitor, premii, da. Pe unul cei mai tari. A scris cărți. Asta, dar jurnalist. Bună seara! Jurnalist. Bună seara! Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Puteți vorbi spune, cu mai tare! Nu, eu cred da, că e... Nu, nu, are televizor. Sunt Viorel din Italia, vreau să vă salut domnul Serghei și doamna Mara. Da, da, doamna Mara. Da, dați televizorul sau ce aveți mai încet că s-aude. Dați televizorul mai încet și încercați să ne auziți la da, telefon. Dați televizorul mai încet și încercați să ne auziți la telefon. Da, vă ascultăm. Acum da, puțet. Perfect. Spuneți, vă rog. Mă auziți, Nat? Da. Bună seara, vă salut. Îmi place mișcă de noastră. Urmăresc foarte mult timp. Abia acum am prins-o pe internet. Înainte mă uitam la reviciu, sunt reluare. Mai mereu. Așa, acum ne prindeți pe noi în direct în internet, da, ne bucurăm. Da, da, da. Da, da în direct, da. Domnul Sergheci, vă salut, sunteți un om foarte... Da, vă mulțumesc.
scuze, Andrei, aplauzele statului. Vezi, dacă ne sune el, mă atacă, tu ne faci să ne întrebi. Mă atacă, tu ești ăla care faci. Cred că mă atacă, sabotează în seara asta, da, toate, da, toate telefoanele. Dacă mai încet de două ori să schimb becul, s-ar putea să schimb alt bec. Și adică totul să te iei de un om de la valoarea lui Boanchi și să te iei și de Cornel Dinu, adică să te iei la atât de, nu știu... De, de unde a pornit scandalul? Bă, n-am urmărit exact, nu știu că ar fi... Au fost niște afirmații ale lui Cornel Dinu. Da, mă, dar știi că și alea nu sunt...